Stimată doamnă președinte, onorat plen, vreau să menționez, așa cum am raportat săptămâna trecută, în fiecare zi, fără excepții, am avut ședința punctului focal. Aș vrea ca să prezint informația de la cazul înregistrat de coronavirus în contextul cetățenii Republicii Moldova, care s-a confirmat a fi infectată cu acest virus. Vreau să menționez că din cei 136 de pasageri, pentru că 10 erau cetățeni ai Ucrainei, autoritățile ucrainene au fost informate, erau echipajul navei aeriene care s-a autoizolat. În rest, toți pasagerii au fost absolut contactați, dar vreau să vin cu o specificare în sensul dat. Conform recomandărilor OMS, noi eram obligați, în primul rând, ca să asigurăm regimul de autoizolare și să anunțăm despre risc pasagerii cu riscul înalt. Recomandările OMS vin în cazul dat pentru acei pasageri care stau cu două scaune în față, două scaune în spate și două lateral. Noi însă am extins cercul acestor persoane și am luat 45 de persoane cu risc înalt. De momentul în care am primit informația de la Poliția de Frontieră, vreau să vă zic că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pe parcursul nopții dinspre 7 spre 8 martie, apela persoanele respective la numerele de telefon, apropo, care erau indicate în fișele nemijlocite epidemiologice completate de către persoanele vizate. A doua zi, asistența medicală primară a primit fișele respective, a efectuat vizite la domiciliul persoanelor, dar vreau să vă zic, nu toate persoanele au fost identificate în baza celor date care au fost indicate în fișe. Respectiv, a fost nevoie ca să identificăm viza de reședință, am întreprins mai multe acțiuni. La momentul actual, din acele 136 de persoane, noi am avut dificultăți cu 14, 10 persoane mai rămân, să spunem așa, neidentificate, dar este vorba despre 10 cetățeni străini care au indicat date denaturate, dar oricum vreau să vă zic că în continuare aceste persoane sunt în proces încă de identificare și conform informației operative prezentate de Ministerul Afacerilor Interne, avem datele și acestor persoane. Vreau să menționez un fapt, că chiar dacă persoanele au fost informate, 7 din ele au părăsit imediat, în acești zi sau pe parcursul a două zile, teritoriul Republicii Moldova în virtutea la acele avertizări care au fost făcute că trebuie să respecte regimul de autoizolare timp de 14 zile și nu exista niciun mecanism în sensul dat. Mâine în ședința Guvernului va fi aprobat un proiect de lege și vom veni cu acest proiect în plenul Parlamentului. Țineți minte, când am venit în audiere în plen, am menționat că avem un vacuum legislativ care trebuie ca să fie deci reglementat până la sfârșit și este exact după experiența mai multor state prevăzută răspunderea contravențională pentru încălcarea regimului de autoizolare, dar inclusiv și înăsprirea răspunderii penale atunci când persoana pune în risc viața și sănătatea altor persoane prin contaminare cu această, nu doar cu această infecție, în general cu boli contagioase. Totodată vreau să menționez un aspect, că la momentul actual avem mai mult de 10.000 de fișe epidemiologice care au fost trimise în teritoriu. În monitorizarea asistenței medicale primare se află peste 5.000 de persoane care sunt monitorizate. Avem și la momentul actual deja la 70 de persoane care, dar se actualizează la fiecare oră informația, vreau să vă zic, 70 de persoane care beneficiază de concediile medicale oferite de către medicii de familie. De ce doar 70? Pentru că ne dăm bine seama că foarte mulți dintre cei care revin în țară nu sunt persoane cu statut asigurat, angajate în câmpul muncii și respectiv nu pot beneficia de aceste concedii medicale și plata indemnizațiilor corespunzătoare. La punctul focal de astăzi, pentru că domnul vicepreședinte m-a întrebat ce s-a decis, vreau să vă zic că noi am avut discuții îndelungate și deja a fost și ședința Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Organizația Mondială a Sănătății ne-a atenționat vis-a-vis de măsurile întârziate care au venit, eu n-am să nominalizez statele, dar care au înregistrat risc de răspândire locală a infecției coronavirus.
și ne-a recomandat să evităm aceste greșeli și să nu venim cu măsuri de prevenire deja întârziate, dar la momentul actual să fie niște măsuri mai drastice. Context în care, într-adevăr, a fost luată decizia Comisiei Naționale Extraordinare să limităm nemijlocit acele întruniri în masă mai mari de 50 de persoane. Orice întrunire care va fi organizată, în cazul respectiv, să fie întocmită lista persoanelor și să fie coordonată cu Comisia Extraordinară de la nivel local, pentru că în cazul în care se înregistrează un caz suspect de infecție coronavirus, să știm exact cine a fost în contact și care este acest cerc de persoane. În privința vacanțelor copiilor, iarăși am avut foarte multe discuții și OMS-ul la etapa respectivă a menționat. Nu avem încă înregistrate cazuri, și de-a Domnul să nu avem, de transmitere locală a infecției coronavirus. Avem doar caz importat și cazurile suspecte pe care le avem, ele sunt cazurile importate, adică vorbim de cetățenii Republicii Moldova care au revenit de peste hotarele Republicii Moldova, în special vreau să vă zic că este vorba de Italia și Germania. La capitolul dat s-a recomandat să ne abținem la etapa vizată de acele vacanțe pe care urma ca să le stabilim, pentru că dacă vorbim de instituțiile de educație preșcolară, instituții, clasele primare, haideți să luăm, în cazul dat, multe state au recurs la aceste măsuri, dar ele sunt în paralel cu șomajul tehnic în care se află părinții și copiii sunt sub supraveghere. În cazul în care mergem pe vacanțe, de cele mai multe ori expunem la un risc mai sporit acești copii, prin faptul că de multe ori părinții, neavând posibilitate ca să asigure o supraveghere acestor copii din partea rudelor, terțelor persoane, ce vor face? Vor expune riscul în transportul public, la locurile de muncă copiii respectivi. Dar, vreau să vă zic, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, de comun cu experții de la OMS, vor elabora câteva scenarii care vor fi aprobate la nivelul Comisiei Naționale Extraordinare și aceste scenarii presupun, la prima etapă, închiderea instituției educaționale, dacă există un caz suspect de infecție coronavirus, indiferent dacă vorbim de copil sau de pedagog, inclusiv vreau să menționez, a doua etapă este închiderea instituțiilor educaționale într-o unitate administrativă teritorială și deja cel de-al treilea scenariu care este mult mai drastic deja, sigur că sunt acele vacanțe care vor fi aplicate, dar este un algoritm coordonat, vreau să vă zic, cu acele recomandări care am menționat și practicile care sunt aplicate. Totodată vreau să vă zic că a fost luată și decizia și sperăm foarte mult ca instituțiile educaționale să-și consolideze aici capacitățile de a înăspri măsurile în privința prevenirii răspândirii coronavirusului și anume regulile de igienă care trebuie să fie asigurate în cadrul instituțiilor educaționale. Dacă până acum am atenționat, am emis ordini și așa mai departe, chiar vom solicita ca să fie realizate monitorizări sistematice și din partea membrilor comisiilor excepționale existente la nivel local care au în responsabilitatea lor aspectele vizate. O problemă care rămâne la momentul actual și încercăm ca să coordonăm ține în mod special când ne aflăm în postul mare de acele slujbe religioase care se organizează, de acel cult al împărtășaniei. Pe platforma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, acum dar și noi am încercat ca să coordonăm cu mai multe culte, nu doar cu Metropolia Moldovei sau a Basarabiei, să se convingă, deci să se determine mai bine zis niște măsuri de precauție, inclusiv în procesul respectiv de împărtășanie, inclusiv evitarea acelor aglomerații de oameni care vin la biserică, dar și valorificarea potențialului, vreau să vă zic, al preoților pentru a fi mesagerii pentru deci cetățeni în contextul măsurilor de prevenire și de control a infecției cu coronavirus. Anticipând întrebările dumneavoastră în privința instituțiilor medicale strategice și în mod special ceea ce se vehicula în presă, că de ce e Spitalul Clinic Republican. Am plasat intenționat pe pagina Ministerului ordinul care a fost semnat.
Instituția strategică sau primul punct de contact al oricărei persoane care este suspectată cu infecție coronavirus este Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorba. Dar cazurile complicate, pentru că Spitalul Clinic Republican dispune de cea mai bună reanimare și terapie intensivă, care este dotată conform la toate standardele existente în sistemul de sănătate, cu sistem de ventilare separat, cu boxe de izolare care pot fi aplicate, cazurile grave sunt referite la Spitalul Clinic Republican. Totodată, pentru copii, instituția cheie care este Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase. În cazul în care nu vor fi suficiente locuri sau dacă vorbim deja de cazurile grave, dar asta este la copii, vreau să vă zic totuși, din toate cazurile care au fost înregistrate pe plan mondial, chiar dacă se infectează cu infecția vizată, consecințele nu sunt atât de grave și copiii depășesc mai ușor infecția respectivă, dar cazurile grave vor fi referite la Institutul Mamei și Copilului. Am menționat ce se întâmplă în cazul în care nu avem suficiente locuri sau avem o escaladare a situației. Avem Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății sau Spitalul Feroviar, cum l-am menționat, și mai avem încă o rezervă. Eu vă asigur că ea există și la moment nu există niciun pacient acolo, dar în cazul în care va fi nevoie, este în afara orașului și acolo vom plasa persoanele. S-a luat decizia și urmează în termen de 24 de ore să consolidăm capacitățile, punctele de trecere a frontierelor terestre. Ce se întâmplă? Sunt foarte multe persoane care sunt înregistrate cu febră și atunci se apelează serviciul 112. Și atunci când vin medici, nu depistează de fapt simptomatica potrivită și clasificarea că e caz suspect. Și bine, înțelegem că sunt niște măsuri de precauție, dar aspectele date pot fi triate de către acei medici și respectiv punctele de trecere a frontierei de stat terestre vor fi consolidate cu specialiștii în domeniul medical. Continuăm să promovăm materiale informaționale în școli, în special ce ține de regulile de spălare pe mâini, inclusiv în aeroporturi distribuirea materialelor unde trebuie să se adreseze în caz că au anumite simptome. Și vreau să menționez că la momentul actual avem un caz înregistrat, iarăși la ora 13:43, pentru că informația se poate modifica la orice oră. Avem un caz înregistrat de coronavirus, situația pacientei este gravă, dar stabilă. Astăzi domnul director a prezentat că pentru prima dată ea s-a așezat, a stat așezată 10 minute, deci starea se îmbunătățește, sperăm foarte mult să fie o dinamică pozitivă și medicii fac pentru asta tot ce este posibil. Și vreau să menționez că avem 10 cazuri suspecte între adulți și la ora la care mergeam la comisia extraordinară erau 2 copii. Nu cunosc dacă nu a intervenit încă cineva, 2 copii suspecți la infecție cu coronavirus. Testele vor fi făcute pe parcursul zilei de astăzi și am menționat și în presă și vreau să menționez și dumneavoastră că foarte mulți așteaptă imediat aceste, dar rezultatele pot fi în 2, în 3 ore, dar noi vrem să avem siguranță să fie și testul de verificare în contextul confirmării acestei infecții. Teste avem. Deci noi am terminat, încă nu am finisat cel de-al doilea kit din testele de diagnosticare. Noi avem încă 3 kituri nefolosite din testele de diagnosticare. Nu am văzut mirarea la dumneavoastră, este condiționat de faptul că sunt mai multe probe care sunt colectate și pot fi folosite un test pentru mai multe probe, de asta și este condiționat în cazul respectiv că avem rezerve, dar astăzi, la ședința Comisiei Extraordinare, am fost asigurați de către OMS că până la finele săptămânii curente mai vin încă 1000 de teste care vor fi oferite de OMS și deja suntem în așteptarea testelor care vor fi oferite, am menționat și în plenul Parlamentului, de către CDC. Și doar încă o remarcă, pentru că vreau să menționez că au fost unii echipamente de protecție individuală. Au fost asigurate toate instituțiile strategice cu echipamente de protecție individuală a personalului, pentru că unul din aspectele cheie acum care trebuie să fie asigurate pe lângă a preveni răspândirea infecției pe teritoriul Republicii Moldova și din stat
care am înregistrat un caz importat, să nu ne transformăm în caz cu transmitere locală, îl reprezint în primul rând protecția personalului, poliția de frontieră și personalul medical. Și un element, chiar aseară a fost semnat un ordin prin care personalul din instituțiile medicale spitalicești, dar vom precauta, deja precautăm, mai bine zis, posibilități și din cadrul Agenției Naționale Sănătate Publică, care lucrează într-un regim alert, practic non-stop, deci să fie motivați financiar. Pentru personalul medical care vor lucra inclusiv cu cazurile suspecte, dar și cele confirmate de infecție coronavirus, indiferent că este vorba despre personal medical, infirmiere, venim cu un supliment în cuantum de 100% a salariului tarifar. Dacă va trebui, mai venim cu niște aspecte de consolidare pentru a motiva suplimentar. Eu vă mulțumesc!